Mercedes-Benz G504 4 by Square este o ediție specială al Mercedes G-Class, construit cu punze de angrenaj portale și roți mult, mult mai mari pentru o capacitate crescută în off-road. Comparativ cu standardul G550, deja foarte robust, modelul acesta oferă mult mai mult la fiecare specificație off-road: 20 cm de spațiu liber, 40 cm unghiul de înclinare. Gândiți-vă că această mașină bate Hammer H1 pe hârtie în aproape toate măsurătorile de teren, cu excepția trecerii pe o pantă. G-ul este limitat la un unghi de 28,4 grade în comparație cu Humvee-ul la 30 de grade. Mașina vine cu un motor pe benzină de 4 litri V8 Twin Turbo, care produce 416 cai puteri și un cuplu de 610 Nm, cu o transmisie automată cu 6 trepte și 3 diferențiale, ca orice G-Wagon obișnuit. Axele și roțile speciale sunt completate cu suspensie cu amortizoare cu ar dublu și amortizoare de șoc pe la toate colțurile. Pe interior, mașina oferă materiale și confort unui salon de lux. Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi am adus acest monstru de mașină, un adevărat tank. Este un Mercedes-Benz G500 4x4 Square, sau cum îi zic pe românește, la puterea a doua. Mașina e ceva unic, îți atrage atenția pe stradă, chiar nu te întâlnești cu așa ceva niciodată, fiind o mașină foarte rară. Cel puțin la noi în țară. Gândiți-vă că în lume sunt undeva la 500 de bucăți toate. Mașina este pe baza de unui G550 cu mult mai înălțată, cu punți portabile de la G6x6. Gândiți-vă că mașina asta pe hârtie este mai tare ca un Hammer H1 la off-road. Ea vine cu binecunoscutul lor motor de 4 litri biturbo, undeva la 420 de cai putere și 610 Nm. Cutia este binecunoscută, lor cutie în 7 trepte, a celor de la Mercedes. Și bineînțeles, clasicul unui G, tot luxul de care ai nevoie, tot luxul din lume. Mașina este potentă din punct de vedere al performanțelor, chiar accelerează, cu toate că suntem la o înălțime apreciabilă și, după cum știți, forma aerodinamică a G-ului nu este cea mai bună din lume, dar mașina, după părerea mea, se comportă foarte bine, este foarte stabilă. Bănuiesc că doar la viteze mari începe să spună ceva probleme. Acest G-Class vine, ca de altfel toate G-urile, cu 3 diferențiale blocabile, cu amortizoare duble. Este o mașină care atrage atenția din orice unghi, fiind ceva, cum am spus, care nu vezi în fiecare zi. Cei de la Mercedes au încercat să renunțe cât de puțin la greutatea mașinii și i-au pus pe aici pe acolo elemente din carbon, cum ar fi acele aripi foarte ieșite în afară din carbon, și mici elemente pe aici acolo și la interior. Dar cu toate astea nu cred că au rezolvat mare lucru în materie de greutate. Mă bucur mult că am putut să facem rost de mașina asta. Mulțumim proprietarului. Nu credeam că o să o conduc vreodată așa ceva în România. Cum am spus, sunt foarte puține mașini. Dar senzația este una deosebită. Te simți, chiar poți să zici că te simți la înălțime în mașina asta. E o mașină destul de specială și în același timp destul de scumpă. Wow! Da, mașina trage, chiar trage bine de tot mașina. La 400, scuzați-mă, 20 de cai și o aerodinamică, cum spun cei din afară, ca o cărămidă. Nu se aștepta să aibă o astfel de performanță mașina asta. Avem și padelele, unde putem schimba din aluminiu, bineînțeles, care îți dă o senzație foarte frumoasă la atingere, în timp ce schimbi vitezele. Un lucru iarăși păstrat la această mașină este binecunoscutul lor mâneri din partea dreaptă, un lucru rudimentar, chiar aș putea spune, încă de pe vremea când se fabricau primele G-Class-uri, și acel sunet când închizi ușa. Tipic G-Class. Gândiți-vă că mașinile astea se fabrică de acum, nu știu, 20-30 de ani, poate, în aceeași uzină, undeva în Austria. Scopul lor principal a fost
uzul militar, după care ușor ușor au devenit mașini civile la cererea șahului Iranului. Sper că v-a plăcut acest material cu G504-4 la puterea a doua. Abonați-vă la canal, dați acolo click pe clopoțel, pentru că doar așa putem să aducem mașini, cum vedeți, foarte rare, din ce în ce mai interesante și, de ce nu, poate și alte hypercaruri. Vă mulțumim că ne urmăriți. Până data viitoare, vă spunem la revedere!